Salut! Acest clip vrea să discute despre o carte de care probabil ați auzit, Crimă și pedeapsă. Și această carte este foarte interesantă sub două aspecte, să zicem, filozofice. Anume că atât Jordan Peterson, cât am auzit și această discuție și de un creștin, care a spus și pe live, anume că acesta este un exemplu legat de cum mai ajunge ca și un ateu fără scrupule. Deci, dacă citești cartea aceea, ce ca ai să ajungi acolo. Și haide să plecăm întâi. Deci, argumentul însuși este, să zicem, nu prea înțelept. Și prima premisă care trebuie să o acceptăm este că, înainte de toate, Crimă și pedeapsă este o povestioară, o poveste, un roman. Eu zic că este un roman foarte frumos scris, deși este opresiv, pare opresiv când îl citești, dar lăsând asta, este o poveste. Deci aș putea să inventez multe povești cu un creștin care face lucruri bune sau rele, depinzând de ceea ce vreau eu să-l prezint, și acest lucru nu ar însemna că așa este chiar un creștin. De asemenea, chiar presupunând că Dostoevski prezintă un ateu complet fără scrupule și alte lucruri de acest gen, care o să vedem că nu este așa, o să vedem că acel ateu, în cel mai bun caz sau cel mai rău caz, ar fi fost fără scrupule. Și dat fiind că Dostoevski nu i-ar fi plăcut acel ateu, l-ar fi făcut să fie așa. Dar lăsând asta, o parte foarte interesantă este că o să ajungem încă o dată mai încolo la conținutul cărții, este că, de exemplu, prima critică care o vezi despre ce este Dostoevski, unul dintre primele articole care discută la nivel academic discuția este că el, deși prezintă un ateu acolo, acel ateu nu trăiește în gol. Deci, și cartea lui, cel puțin, văzută cel puțin de un academic, cu articol care ți-l pun în descriere, Dostoevski face o parodie la o critică numită hegeliană, făcută de Hegel fiind un filozof german în timpul său. Dar, excluzând asta, haideți să mergem efectiv. Deci, am citit cartea, rog să citeți și voi și vedem ce spune cartea. Deci, cine vrea are tot subiectul aici. Cine, dacă vreți să mergi pe Wikipedia, încă o dată recomand citirea cărții, romanului, să vedem. Dar care este ideea? Și ideea cărții este, am să o citez, dar asta este tema chiar. Deci, anume că un ateu, să-l numim în cadrul discuției, foarte sărac din Saint Petersburg, Rodion Raskolnikov, își justifică uciderea unui veșnițar, unei femei veșnițar, și o face ca în mintea lui, ca să iasă în starea lui de sărăcie și justifică o bună parte de carte și înainte de a ucide persoana și după ce o ucide persoana. Și apoi, după ce face crima, simte și vina și toate aceste lucruri. Deci clar nu este fără scrupule. Și numai că el este fără scrupule, el caută să își justifice vina care o are după ce a ucis. Deci, să fim clari, nu vorbește de un psihopat aici. Deci, asta este tema cartei. Și, de asemenea, el participă și observă alte imoralități. De exemplu, este discutat despre un viol în carte, într-un parc sau alte lucruri de acest gen. Dar, la fel, nu este numai că el este fără scrupule, dar ideea asta de a justifica o crimă
Și deși nu sunt absolut împotriva justificării lui, aceasta în mod clar a fost tot timpul în curtea creștină, în curtea lui Dostoievski. Dacă nu ați auzit creștinii justificând uciderea, întrebați ce înseamnă legionar sau nazist. Și au să fie, bineînțeles, creștini care spun aceștia nu erau creștini adevărați și alte citate de genul acesta. Și putem să discutăm câte adevărați sau nu sunt, dar în lumea creștină, anumiți creștini și-au justificat ucisul. Și depinzând de nuanța teologică din care ești, probabil și tu ai să ai ucisul posibil să fie acceptabil teologic pentru tine sau nu. Subliniez, ucisul nu pentru bani. De exemplu, ca să-ți aperi soția, să mergi la război, să fii polițist, să fii doctor și poate să zici că omori ca și creștin din motive etice pe cineva ca să-i oprești suferința. Și, bineînțeles, sunt creștini care au în toate aceste poziții poziția că nu trebuie să ucizi niciodată, dar sunt clar creștini care sunt cu poziția că poți să ucizi foarte bine câteodată. Bun, deci cam asta este cartea. Și iar o altă problemă importantă este că, haideți să spunem că Dostoevski nu era un critic al lui Hegel. Haideți să spunem că el ar fi descris chiar ateul tipic, să zicem, al timpului său, în care și-ar fi justificat crima într-o lume de sărăcie groaznică. Să zicem că ar fi existat lumea asta. Aceasta nu prea ține de ateism. Discutasem în trecut de marxist. Deci tot ce ar fi justificat este că o societate ar fi trăit atât de mizer încât oamenii, la prag de disperare, ar fi justificat ucisul. Pentru că și doar, să zicem, creștinismul le-ar fi dat acea mică diferență cât să nu poată să ucidă, deși creștinii știm că au ucis. Dar asta nu definește ateismul practic. Iar pentru cei care joacă acest joc să își fac doar generalizările, haideți să nu luăm doar naziștii. Dar gândiți-vă la în ce era creștinii nu au ucis. Gândiți-vă un deceniu. Deci dacă nu aveți nimic proaspăt în memorie, gândiți-vă la războiul din Ucraina, care este în ultimul deceniu, sau războiul din Siria, în care și creștini au ucis. Și protestanți, americani și ortodoxi. Și catolici, bineînțeles că și ei fac parte dintre soldați. Trebuie să spunem că și ateii au ucis pe acolo, sigur, dar gândiți-vă în anii 2000, în probabil că ați auzit de Rwanda, în care genocid, acolo a fost un genocid, a fost încurajat de la Amvon. Gândiți-vă în anii 90, în Iugoslavia. Gândiți-vă în anii 80, în Etiopia sau în Guatemala, cred că e la sfârșitul anilor 70-80, sau Vietnam, sau unde americanii aruncau cu bombe cu napalm în civili. Și bineînțeles că toți acei creștini au avut o justificare, probabil ei au considerat-o excelentă. Dar cu toate acestea nu schimbă deloc faptul că în fapt creștinii au ucis de multe ori foarte fericiți și crezând că fac un bine moral. Bun, deci vă recomand să citiți Dostoevski, să citiți Crimă și pedeapsă, să vedeți presiunile morale ale lui Raskolnikov și dacă în orice fel vi se schimbă poziția voastră față de ateism. Eu personal nu văd cum, iar dacă voi credeți că într-un fel schimbă, explicați-mi. Și dacă voi credeți că Raskolnikov, pe de-o parte, fie că este ateul tipic sau că este fără scrupule, că acestea sunt două argumente diferite,
Vă rog să explicați cum ați ajuns la concluzia asta. Vă mulțumesc! Rațiunea cu voi! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!